Dragi prieteni, suntem la Dubăsare Vechi în continuare. Aici deja au apărut primele roșii autohtone, foarte frumoasă. Numai că oamenii spun că e foarte complicat și n-au ce face cu ele, pentru că piața... Uitați-vă și roșii. Gata, deja încep să fie culesă, strânsă. Așa e, fantastic. Ce invocă oamenii de aici este că noi nu avem o piață, în afară de cea privată, care are interesele sale. Nu avem o piață unde să fie comercializată producția de aici, din seriile noastre. Iar acest fapt duce la lipsa dorinței de a mai face ceva. Eu am să vă arăt, mai la deal sunt o serie întreagă de spații unde anul trecut se creșteau roșii, castraveți, și anul ăsta nu mai face nimeni nimic, pentru că nu mai au unde să le realizeze. Piața este invadată cu roșii din Turcia. Sunt companii care au interes să aducă anul împrejur și nu interesează că atunci când este sezonul la noi, în plin sezon, ar trebui reglementat ca să nu se aducă sau să fie niște taxe în care ai noștri să poată să se dezvolte. Pentru că ăștia înseamnă locuri de muncă, înseamnă taxe locale, circulația banilor în interior. Am spus-o și o repet încă o dată. Acolo la Cerc, unde Plahotniucul a luat 10 hectare în spatele gării de nord, trebuie naționalizat pământul și ala că a fost furat de la stat și creat o piață de stat pentru producătorii agricoli. Am ușor să mergem să vă arăt că nu mai vrea lumea să lucreze. E foarte greu, foarte complicat. Apa e scumpă, îngrășămintele sunt scumpe, iar prețul nu-i. Iar statul nu se implică, cu regret. Așa cum v-am arătat la început să fac, aici e jumătate din cele care au fost anul trecut pline cu roadă. Serele pregătite au rămas goale anul ăsta. Crește cuctă. Pentru că oamenii nu mai văd rostul să muncească în zadar. Și am văzut foarte multe aici. Iată așa pe modelul ăsta. Una este, una nu-i. Una e goală. Una e goală, una mai este ceva, dar iată, acum spusă roșiile. Asta demonstrează că oamenii, și cu care am vorbit eu, producătorii, domnul Ion în partea cealaltă, zici că anul ăsta probabil să fie ultimul an, dacă ăștia năspresc și ne pun să cumpărăm aparat de casă și nu știu ce, nu mă mai interesează, n-am un livinde și iată așa o să rămân abandonate. Vedeți? Iată așa. Iată, asta e realitatea din satele Moldovei. Și ministrul agriculturii ies cu nonșalanță și îmi spune, da, și vreți de la... Nu mă interesează. Iată așa. Anul trecut și aici, până în capăt, până la drum, câteva sute de metri. Și în partea asta, vedeți? Tot e goală. Asta înseamnă când politicile statului sunt împotriva fermierului. Soluția este asocierea fermierilor în cooperativii de producere și de vânzare, o piață agroalimentară de stat și legi prin care să protejăm fermierul și producătorul autohton. Nimic complicat, nimic și din comun. Pentru asta nu trebuie fonduri europene ca să scrim legi, pentru asta trebuie și voință politică. Apelul meu vine către majoritatea parlamentară să vină ei cu un proiect de lege, dacă ministrul agriculturii nu vrea, dacă ministrul economiei vrea să digitalizeze, noi o să rămânem fără roșii, fără castraveți, fără producție agroalimentară cu digitalizarea lui Alaiba și cu prostiile pe care le fac ei. Oamenii nu mai vor să lucreze. N-are sens, n-are rost, pentru că sunt în minus tot timpul. Și asta e cel mai trist pe care îl văd eu. Știți ce mi-a spus domnul Ion? Eu anul ăsta mai lupt, dar la anul închid toți plec în Londra. Eu am fost în Londra, am venit, lucrez, nu au vrut să vorbească, o să că sunt în haine murdare, nu suntem noi de vorbit, dar vă spun, plec la Londra, îmi iau și familia, plec la Londra. Iată oamenii cu și dispoziții sunt în satele noastre. Oamenii așteaptă schimbări în favoarea omului simplu. Nu a corporațiilor, nu a lui Vaja, nu a lui Iema, nu a lui cei care au miliarde, în favoarea oamenilor care lucrează aici pe câmpurile noastre. Iar deputații noștri le sugerez să iasă din Parlament și să vină să vorbească la Dubăsare Vechi și în toate satele unde se lucrează, oamenii să-i întrebe cu ce probleme vă confruntați. Poate ori să înțeleagă și s-au apucat de lucru. Toate bune de la Dubăsare.